Aveți în vedere o mai bună conlucrare între Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Europene cu europarlamentarii sigur, români? Sigur, acesta chiar este un obiectiv al meu, acum că a început sesiunea parlamentară. Chiar îmi doresc foarte mult să mă întâlnesc cu toți colegii europarlamentari, pentru că eu îi consider tot colegii europarlamentari din toate grupurile politice. Este foarte important să ne coordonăm. Eu ca europarlamentar de multe ori am simțit nevoia să mă coordonez cu cei de acasă și nu întotdeauna reușeam cu succes. Și atunci ai nevoie de o linie sau de o linie roșie peste care să știi că nu poți trece pentru interesul național. Linii roșii pe care noi nu le aveam și poate trebuie să le stabilim. Eu sunt convinsă că toți cei care sunt în Parlament sunt acolo ca să-și servească interesele naționale, servească patria. Sigur, cu accentele date de familia politică din care sunt. Pentru că așa este normal. Dar o linie roșie trebuie să existe și pentru asta aș vrea foarte mult să mă întâlnesc și să discut, pentru că sunt oameni de calitate, sunt oameni care au un background, fiecare dintre ei, și sigur că putem să ne coordonăm. Cu totul special, o linie roșie peste care ar putea fi afectat interesul național al României. Așa au toți, să știți, și nemții, și francezii, și italienii, și spaniolii, indiferent că sunt din familii politice diferite, linia roșie există. Foarte, întotdeauna. Foarte important. Și în e privința, un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere și noi. Categoric. Până la urmă nimeni nu a câștigat alegeri europarlamentare în România spunând noi vrem răul României. Nu, niciun caz. Toată lumea a spus, domnule, o să fie, vrem mai bine, vrem sigur. Mai... Asta înseamnă că și liderii... sunt convinsă de lucrul acesta, că toți vor binele României, de asta trebuie să ne și coordonăm. Asta înseamnă că va trebui să discutați și cu liderii partidelor din care sigur. Provin europarlamentarii. Sigur.